Ce frumos exemplar și cât de frumos este pregătită sărbătoare. Aplauze pentru Teodor Schipcariu, costum național, tradițional, calul cu gerbă, extraordinar, un cal, bănuiesc că premiat. Priviți-l ce frumos e și ce frumos călărește. Un cal care sunt convins că nu e pregătit doar pentru paradă, este un cal care și muncește, dar astăzi și-a luat straie de sărbătoare, are zurgălăii cu el. Aplauze pentru domnul Teodor Schipcariu și calul său Mugurel. Domnul Mugurel, să știți că îmi place de la noastră tot, mai ales trăistuța. N-am una în bisterie, dar cu siguranță o să obțin și eu la aplauze pentru Teodor Schipcariu din Putna, arden francez. Mulțumim, de 4 ani. Aplauze pentru Ticu Popovici, și el îmbrăcat în costum tradițional, calul cu gerbă. Vă mărturisesc că i-am văzut atunci când veneam în Putna, ei mergeau să se pregătească de paradă acolo în capătul comunei. Foarte frumos, priviți-l ce elegant, costum tradițional, 100%, calul cu gerbă. Aplauze pentru domnul Ticu Popovici, Șoimu, un semigreu românesc. Domnul Adrian Andrieș, tot din Putna, tot costum tradițional, foarte frumos. Priviți ce șa frumoasă are, ce cal elegant. Nu știu, cred că am să-l întreb pe domnul Râmbu să-mi spună cam cât durează să pregătești un cal pentru o asemenea paradă. Cred că cel puțin o jumătate de zi. O lună. O lună. Merită aplauze. Haideți să-i aplaudăm. Pentru că nu e ușor, dar e frumos. Tot ceea ce se face aici se face cu sufletul. Și asta e important. Adrian Andrieș Voicu, 8 ani, semigreu românesc. Și călare și pe jos, important este că sunt aici în fața dumneavoastră. Priviți-i ce exemplare frumoase, ei vă salută, vin să-și ia răsplata pentru munca lor. Francez, laser 1 și laser 2. Aplauze pentru domnul Ionuț Chirilă de la Putna. Stați că aici avem o caleașcă ceva mai modernă de data asta, este tapizată cu piele. După cum vedeți, roțile sunt din cauciuc plin. Deci sunt convins că nu sunt umflate, sunt foarte scumpe. Să știți că o șaretă de genul ăsta poate ajunge la câteva mii de euro bune, mai mult decât o mașină din ziua de azi. Și vă mărturisesc că așa este. Dar exemplarele care trag caleașca sunt mult mai frumoase, așa că merită aplauze domnul Chirilă. Și fetele, firește, din caleașcă, băieți, aplaudați. De puțin de când prezintă. Auziți ce spune domnul Râmbu, aveți siguranță maximă, n-are airbag-uri, dar fiți fără grijă că nu vă ciocniți cu nimeni. Nu e nevoie de airbag-uri la caleașca. Mai multe etape de pregătire și ca să ajungă aici, în acest fel, în fața dumneavoastră, înseamnă o muncă titanică. Și domnul Nicu Lazar, într-adevăr, a avut grijă de calul său. Aplauze pentru Aladin și Lazar Nicu, venit de la marginea, alături de dumneavoastră. 2 ani, 2 cai din rasa arden francez. Priviți, au și pasageri, ce șaretă frumoasă, ceva din secolul 18, a spune eu, e o șaretă care, dar mă uit la cai, cât sunt de frumoși, cât de elegant pășesc în fața dumneavoastră. Pasagerii se simt confortabil, să știți că șareta, din ce văd eu, are suspensie, e drept pe arc, nu e pneumatică ca în zilele noastre, dar e foarte confortabilă. Și o asemenea suspensie costă ceva bani. Mai ales că în curând o să vină și trenul pe aici. La fel, un atelaj clasic. Priviți, are și bandă reflectorizantă. Asta pentru vreme grea. Vedeți, micuți arponeii de la Mănăstirea Ciestria Putnei trag un asemenea atelaj și sunt ceva pasageri, așa din ce vedem noi aici.